Funcțiile de conducere dintr-un spital implică multă responsabilitate și de aceea puțini medici sunt dispuși să le ocupe. Este explicația primarului din Râmnicu Sărat, Sorin Cârjan, cu privire la situația de la Spitalul Municipal, unde niciun candidat nu s-a prezentat la concursurile organizate pentru ocuparea funcției de director medical și de director de îngrijiri medicale. A fost organizat concurs pentru ocuparea posturilor vacante, rămase în urma expirării mandatelor directorului de îngrijiri și directorul medical. La directorul de director medical nu s-a înscris nimeni, ceea ce înseamnă și poate fi trasă o concluzie că nu este o poziție atât de bine retribuită, atât de relaxantă, încât să zici că este o mare îngrijoare și o să revin asupra acest aspect. Iar la directorul de îngrijiri s-a înscris inițial o persoană care nu s-a prezentat concurs. De asemenea, nu cred că este astăzi foarte confortabil să ocupi poziții de conducere, indiferent la ce nivel, și inclusiv într-un spital municipal. Pentru funcția de director medical al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat a fost numit deja un interimar. Medicul Mădălina Eftenaru va ocupa această funcție până la organizarea unui nou concurs. Din fericire, cineva și-a asumat într-un final funcția, poziția de director medical, este vorba de doamna doctor Mădălina Eftenaru. De aici putem începe o reconstrucție. Am avut o discuție cu domnia sa. Sigur că este o poziție nouă, o situație delicată, dar e tot sprijinul nostru și vă spun al nostru cu siguranță și al dumneavoastră cu siguranță, al managerului și al colectivului. Domnul manager înțelege foarte bine că la momentul acesta mai cu seamă că bate la ușă și acreditarea, peste câteva săptămâni doar este programată, este termenul de acreditare. Încercăm să ducă după luna ianuarie, dar dacă nu va fi posibil acest lucru, întregul spital va trebui să se organizeze, pentru că funcție de această acreditare va fi nou contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Cea mai mare problemă cu care se confruntă Spitalul Municipal Râmnicu Sărat o reprezintă însă lipsa medicilor. Imposibilitatea asigurării permanenței serviciilor medicale la camerele de gardă și lipsa unui medic radiolog sunt doar câteva dintre situațiile de care se lovesc pacienții din zona Râmnicului. O altă problemă majoră a reprezentat-o în ultima perioadă asigurarea permanenței în realizarea intervențiilor în sala de operație. O parte dintre probleme s-au mai rezolvat în urma încheierii unor contracte de colaborare cu medici ATI.